Poliția municipiului Drobeta Turnul Severin a fost sesizată de un bărbat de 37 de ani cu privire la faptul că fiul său, un tânăr de 14 ani, ar fi fost agresat de mai multe persoane în timp ce se afla în toaleta unui hipermarket și ar fi fost deposedat de bunuri. Minor agresat și deposedat de bunuri în toaleta unui hipermarket din municipiul Drobeta Turnul Severin. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul biroului de investigații criminale care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un tânăr de 14 ani din Drobeta Turnul Severin în timp ce se afla în toaleta unui hipermarket din municipiu, a fost agresat fizic de două persoane pe care nu le cunoștea, fiind deposedat de mai multe bunuri. În urma verificărilor efectuate de polițiștii biroului de investigații criminale, cu sprijinul polițiștilor biroului de ordine publică, au fost identificați autorii, doi tineri de 17, respectiv 16 ani, ambii din Drobeta Turnul Severin, asupra cărora au fost identificate bunurile persoanei vătămate. Cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub directa coordonare a procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnul Severin pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.